În această perioadă a anului, tot mai mulți comercianți oferă spre vânzare ciuperci, fără însă a cunoaște cu exactitate efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra sănătății noastre, dacă nu sunt dintre cele comestibile sau nu sunt depozitate în condiții optime. Cu ajutorul unor cunoștințe minime învățate din familie, de cele mai multe ori oamenii merg în pădure și culeg plante care mai apoi ajung pe mesele ploieștenilor. Pentru a nu risca să se îmbolnăvească, cei mai mulți dintre cumpărători aleg să se îndrepte însă către ciupercile de cultură, recomandate de altfel și de către comercianții autorizați. Noi recomandăm ciupercile de cultură pentru că nu sunt dăunătoare omului ca cele din pădure. Au valabilitate 7 zile. Cel mai recent caz ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Ploiești a avut loc acum 2 zile, când un pacient acuza simptome specifice intoxicației cu ciuperci. Semnele în astfel de situații variază în funcție de tipul de ciuperci, mai exact de tipul de toxină conținută de acestea, dar și de durata perioadei de incubație. Astfel, intoxicațiile cu perioada de incubație scurtă, respectiv cazurile în care simptomele apar în minimum 15 minute și maximum 3 ore de la consumul ciupercilor, se manifestă prin scăderea tensiunii arteriale, halucinații, micșorarea pupilei, dureri abdominale, scăderea pulsului și transpirații. În cazul intoxicațiilor mai grave, simptomele apar după cel puțin 12 ore de la consumul ciupercilor și se manifestă prin grețuri, vărsături, diaree, tulburări gastrointestinale, icter, hemoragii, tulburări neurologice, encefalopatie, manifestări renale grave, afecțiuni hepatice, hipoglicemie. În aceste cazuri, după 2 zile de la ingestie, apare coma și apoi decesul.